Lucrările agricole de primăvară se apropie cu pași grăbiți. Nici campania agricolă de recoltat a acestui an nu este departe. Klass este din nou aproape de dumneavoastră cu o super ofertă de finanțare. Întreaga gamă de utilaje Klass o puteți achiziționa cu o dobândă de 4,4%, prima rată în decembrie 2014, avans negociabil, consultanță gratuită. Pentru dumneavoastră, accesați această ofertă valabilă până în 31 martie 2014 prin contactarea rețelei de dealer autorizați Klass din România. Mult succes! Lansăm în acest sezon, sub emblema Protector, hibrizi de floarea soarelui, care, pe lângă producțiile mari care le oferă pe hectar, oferă siguranță în ceea ce privește protecția culturii la orobanche, cel mai agresiv parazit existent în țara noastră, și la cele mai noi rase de mană care au apărut în România. Acești hibrizi îi puteți găsi sub denumirile comerciale P64L19, P64L20, P64L25, P63L75, P64L99 și, nu în ultimul rând, P64LC53. Toți cultivatorii de floarea soarelui interesați să-și protejeze cultura împotriva celui mai agresiv parazit, lupoaia, și a celui mai agresiv agent patogen, mana, sunt rugați să ne contacteze la numărul de telefon afișat pe ecran. Emisiune realizată cu sprijinul Macteșim Agan. Bună ziua, dragii mei! Abia așteptam să ne reîntâlnim astăzi. Știți de ce? Pentru că vom face multe lucruri de-a lungul emisiunii. În prima parte vom degusta, zic eu, niște vinuri foarte bune aduse de pe dealurile însorite ale Vrancei și sunt sigură că în următoarele emisiuni, odată cu subprogramul de pomicultură, vom degusta și niște fructe sănătoase și la prețuri convenabile. Asta după ce vom face, să știți, o detoxifiere a organismului. Este primăvară, trebuie să ne bucurăm de verdețuri, să mâncăm multă ceapă verde, leurdă, spanac, urzici, mă rog, știți dumneavoastră despre ce este vorba. Apoi trebuie neapărat să așteptăm până când se vor coace legumele care au stat până acum în răsatnițe, la căldură, bineînțeles, căldură dată de un sistem de încălzire, despre care noi nu prea știam multe lucruri, pentru că ne-au explicat coreenii cum stă treaba. Apoi o să cunoaștem un lăcătuș mecanic. A practicat mai multe meserii, acum se ocupă cu artizanatul și tot nu este mulțumit de ceea ce face, și pentru că este primăvară, dragii mei, ne vom ocupa și de plante, nu înainte, bineînțeles, de a continua drumul nostru prin viața plantelor grădinii botanice Dimitrie Brânză din București. Și pentru că este luna martie, pentru că este primăvară și trebuie să ne bucurăm de ea, dar nu numai să ne bucurăm, trebuie să și muncim. În luna martie, după cum știți, este luna în care se sădesc arborii și arbuștii. Fapt pentru care RomSilva a demarat un proiect, un program, prin care se vor regenera pădurile. Asta pe o suprafață de 30.000 de hectare, dintre care 10.000 de hectare, dragii mei, sunt împăduriri efective. Acum, în emisiunea noastră, să știți, pregătiți-vă, specialiștii noștri ne vor învăța tehnologia plantării puietului. Domnule director, spuneți-ne pe scurt tehnologia plantării unui puiet, pentru că este valabilă și pentru cei care va planta un pom fructifer până la urmă. Da, așa este. Ne aflăm în cadrul ocolului Sivii Bolintin, pădurea Malus Parcășcioarele, un trup de circa 4500 de hectare de pădure, stejar pedunculat. Este o specie de mare valoare economică și ecologică. În formula de împădurire folosită astăzi, stejarul reprezintă 60%. Noi acum recreăm goluri de pădure ca să reintroducem tipul natural fundamental de pădure care se bazează pe stejar pedunculat. Ca o paranteză, ce a fost înainte aici? Ce arborete au fost? Înainte au fost alte arborete teizate, se și vede în jur, au fost foarte multe exemplare de tei, se cheamă arborete derivate.
iar la un moment dat a devenit linie de vânătoare și acum o reîmpădurim pentru a-i da folosința necesară. Și valoare economică. Și valoare economică și ecologică, da. Haideți să începem. Cum plantez eu puiul? Cam ce lucrări ar trebui să fac terenului înainte de a-l introduce? Ca să putem să ajungem să plantăm un puiet, sunt mai mulți pași, 5-6 pași, care încep cu pregătirea terenului, eventual spargerea bolovanilor, eliberarea terenului de crengi groase sau de resturi. Bineînțeles că urmează arătura și griparea terenului. Este vorba de perioada cea mai optimă, 15 martie, 15 aprilie, când noi, silvicultorii, reîmpădurim toate suprafețele goale din Fondul Forestier Național de Stat și privat cu care avem contracte de administrare. Compoziția de împădurire este cea care o vedem aici, este 6 stejar, 2 frasin, 1 ajutor reprezentat prin arțar tătăre și 1 arbust este sângerul. Când ajungem să arăm terenul și să-l nivelăm, vedem această schemă de plantare, care este o schemă de 2,2 pe 0,7 metri, ceea ce înseamnă un număr de 6667 puieți la hectar. Noi acum ne aflăm pe un rând de stejar, unde distanța între puieți este 70 de centimetri. Groapa se sapă manual, bineînțeles că la anumite specii sunt și mașini de plantat, cu burghiul, atașat după utilaj. Această groapă are dimensiuni de 30 pe 30, poate fi și 40 pe 40. Noi plantăm puieți de talie mică, fiindcă sunt cei mai sănătoși, cei mai vigoroși. Sunt puieți crescuți în pepiniera noastră, pepiniera de la Mihai Vodă. Acești puieți, înainte de a se așeza în groapă, se toaletează rădăcinile, se duc la groapa cu apă și cu mocirlire pentru a se umezi radicele și pentru a se face o bună simbioză între puiet și sol. Ei au deasupra rădăcinii o porțiune denumită coletă, acea porțiune trebuie să rămână în pământ. Ceea ce vedem noi este partea aeriană deasupra, sunt radicelele, lujerii, muguri axiali din care se va dezvolta viitorul stejar peste 100-150 de ani. Când va ajunge la recoltare. Va ajunge la recoltare, da. Așa, bun. Iau puietul, îl țin suspendat în groapă. Ce fac mai departe? Îl țin suspendat în groapă și cu ajutorul unui coleg dotat cu o cazma sau o lopată, se pot folosi și sape sau alte dispozitive avute la îndemână, se pune pământ puțin câte puțin și se bătătorește de jur împrejurul puietului. Puietul se așează central. La momentul în care groapa este plină cu pământ, se bătătorește bine și practic este viitoarea plantulă, viitorul arbore. Bun, peste am învățat, acum voi începe și eu să plantez. Dar am o întrebare. A spus că pune stejarii din 70 în 70 de centimetri pe rând. Da. Densitate mare. La ce intervale de timp se răresc și ce faceți cu exemplarele care le scoateți? Procesul este mai complex, este vorba de silvotehnică, de meseria noastră de silvicultori, în sensul că noi punem 6667 de exemplare, dar gândiți-vă că peste ani și ani unele exemplare se mai usucă, noi le înlocuim, când ajung stejarul, când ajunge la o anumită vârstă și la o anumită înălțime, se declară plantație cu masiv închis. La 8 ani parcă era asta. La 8 ani este, da, așa este, aveți dreptate, cunoașteți aceste detalii. Bineînțeles că el la 8 ani nu o să mai fie 6667. În mod sigur, ca să fie o plantație cu reușită foarte bună, conform normativelor noastre tehnice, trebuie să fie peste 85% reușită. Deci se acceptă 15% pierdere. La starea de masiv, totuși, încă e densitatea mare. Știu că trebuie rărit. Da. Odată ce plantația a fost declarată cu masiv închis, după vârsta de 8 ani, gândiți-vă că urmează stadiul următor în care puieții se, așa zis, răresc. De fapt, urmează operațiuni culturale, operațiuni de îngrijire a plantațiilor tinere, se cheamă. Ele sunt reprezentate prin degajări, curățiri rărituri, care se fac de la stadiul de semințiș, desiș, până la stadiul de nuieliș, prăjiniș. Și bineînțeles că la vârsta de 60-70 de ani nu vom mai vorbi de plantații tinere. La acea vârstă ele deja vor fi parcurs una sau două rărituri. Și cam câți arbori mai rămân la faza respectivă? La faza respectivă mai rămân circa 50% din arbori, pentru că la vârsta exploatabilității, la 140 de ani, cum prevăd proiectele silvice în această pădure Bolintin,
să poată fi doar 200, 300, 400 de exemplare la hectar, dar care asigură densitatea pe suprafață și care asigură și necesitățile ecologice și economice ale arboretului și ale plantei în sine. Da. Okay. Așadar, astăzi a demarat simbolic, ce-i drept, luna plantării arborilor. Din câte am înțeles, operațiunile au început cu 2 săptămâni înainte. Explicați motivul. Într-adevăr, în acest an vremea ne-a favorizat ca să începem luna plantării arborilor mult mai repede. La ora actuală avem peste 1000 de hectare de împădurite deja, în județele, mai ales în județele din vestul țării și din sud. După cum vedeți, astăzi este o acțiune de demonstrare. În primul rând, avem aici și mass media cu noi, avem copiii de la școală, pentru că suntem preocupați foarte mult pentru a forma în conștiința tinerii generație respectul față de pădure și să înțeleagă că dacă împădurim, vom avea un viitor fericit. Ce program de împădurire aveți pentru acest an? În acest an avem un program destul de mare de împăduriri. Noi, prin lucrările de regia naturală și împăduriri, vom realiza peste 16.000 de hectare la nivelul regiei naționale a pădurilor. În păduri, efectiv, vom avea în această primăvară 3.800 de hectare, urmate de lucrări de completări la plantațiile realizate în anii trecuți, unde n-am avut o reușită deosebită datorită temperaturilor ridicate, datorită secetei din ultima perioadă de timp. La nivel național, dacă ar fi să se facă o împădurire masivă într-un singur an, cam la câte hectare s-ar ridica necesarul de împădurit față de cele 16 pe care le realizați în acest an? Noi, ca să putem să ne realizăm programe pe care le-a avut și guvernul și departamentul de-a lungul timpului, ar trebui ca anual să se împădurească 45.000 de hectare. Nu numai în mediul numai pe fond forestier de stat și în nivel privat. Spre exemplu că avem, noi gospodărim 49% din fondul proprietății de stat, dar sunt celelalte suprafețe care sunt proprietarii comunele, respectiv persoane juridice sau fizice, unde într-adevăr trebuie împăduite 6 suprafețe. În acest an, Regia Națională a luat măsuri ca toate suprafețele care le avem în administrare și ale persoanelor fizice și juridice să fie împădurite. Doar cele administrate de dumneavoastră. Administrate noi. Vreau să vă dau un exemplu. În județul Suceava, în acest an, cred că vom reuși să împădurim pentru persoanele fizice peste 400 de hectare. Un număr impresionant de mare de copii au venit astăzi ca voluntari în mijlocul pădurii pentru a planta arbori. Sunt însoțiți de dascălilor. Astăzi avem alături de noi pe doamna Antonescu Valentina. Sunt profesoară de biologie la școala Nicolae Crevedia din comuna Crevedia Mare, județul Giurgiu. Câți copii ați adus, doamna? 33. Să-l considerăm un parteneriat cu Rom Silva? În primul rând cu Ocolul Silvic Bolintin și nu este prima activitate de genul acesta pe care o organizăm împreună. Anume, ce ați mai făcut? Ultima, aș putea să vă dau exemplu, o activitate desfășurată în luna septembrie, când împreună am contribuit la igienizarea pădurii Malul Spart. Credeți că au nevoie copiii de această educație ecologică? Categoric. Categoric, nici nu s-ar putea să trăim în secolul acesta, în Europa, dacă nu am avea și această părticică a educației, educația ecologică. Există tradiția în România ca un copil să dorească o ramură înflorită, iar părintele sau bunicul să meargă să o rupă dintr-un copac. De asemenea, există tradiția proastă în România că atunci când un om are un gunoi în mână să-l arunce pe stradă. Cum vă educați copiii? Păi, cel puțin în privința aceasta, copiii primesc încă de la clasele primare educația să nu-și arunce resturile oriunde, să nu rupă, să nu distrugă, dar, din păcate, aveți dreptate, uneori adulții sunt cei care le dau un exemplu prost sau îi încurajează în anumite activități care ar fi de preferat să nu se desfășoare. Credeți că la nivel național școala ar trebui să se implice mai mult în educarea ecologistă a copiilor? Școala se implică, poate aplicațiile practice ar trebui să fie ceva mai multe. Acțiunile în natură, efectiv. De ce sunt puține atunci și nu sunt mai multe? Aș putea să vă spun exact, dar nu știu, noi la țară suntem un caz fericit.
cei din mediul rural desfășoară suficient de multe activități. Poate cei din oraș ar avea nevoie de mai multă ieșire în spațiu liber. Deci sătenii, până la urmă, sunt mai bine educați decât orășenii. Ăsta e un lucru extraordinar care mi l-a spus. Este incredibil. Eu aveam pretenția că la oraș există mai multă deșteptăciune și mai multă înțelepciune. Iată că treaba, în realitate, este exact invers. N-aș vrea să jignesc pe nimeni, dar pot să garantez că cei de la sat primesc o educație bună. În zona Vrancei, să știți că vinul și tradiția, arta facerii vinului este o moștenire genetică, dar și o mândrie pentru fiecare locuitor de acolo. Tot aici, această tradiție este la fel de puternică ca acum 2000 de ani când a început. Tot aici, o mare companie care are o vechime de peste 60 de ani, o tradiție de peste 60 de ani, să știți că ne-a arătat colecția de vinuri. O colecție remarcabilă, începând cu vinuri noi până la vinuri vechi, vinuri maturate, și vreau să vă spun că despre această afacere care se desfășoară pe o suprafață de 1500 de hectare, ne va vorbi acum specialistul nostru, domnul George Costache. Domnule director, Vincom Vrancea, ne-am întâlnit în multe astfel de situații, la manifestări expoziționale, iată la o întâlnire ADAR. Cu ce se laudă Vincom Vrancea? Mă refer la soiurile de vin și calitatea lor. Vincul, nu vreau să spun că este una din societățile care are o stabilitate financiară, este una dintre societățile din domeniu din România care privește ca o afacere pe termen lung. Când spun lucrul acesta, vreau să vă spun că noi avem 800 de hectare de vie plantate prin programul de reconversie, dintre care 600 au intrat deja pe rod, și vă spun că am plantat... Suprafața totală, dacă tot ați pomenit. Suprafața totală este 1500 de hectare și mă bucură să vă spun că în cele 800 de hectare am reușit să plantăm soiuri care sunt căutate de consumatori. Să știți că deja noi am venit pe piață cu o gamă nouă Ambrosio. Cred că poate știți că, adică e bine să știm toți că Ambrosia era de fapt hrana, să spunem licoarea pentru zei, și ea ducea de fapt la întinerire de fapt și la nemurire. Iar noi, prin cei care servesc vinul nostru la Ambrosio, vinuri super premium care sunt numai pentru Horeca și magazinele specializate, dorim de fapt să dăm celor care îl consumă, spun eu, mai multă tinerire și mai multă vigoare. Aici să știți că avem 5 vinuri și mă mândresc cu ele. De ce? Pentru că primul vin care l-am scos, un muscat otonel, 49 de hectare, care l-am plantat la Panciu. Panciu este o zonă viticolă cu acitate mai ridicată, vinul care se pretează pentru distilate și pentru șampanie. Eu l-am plantat în zona aceasta. De ce? Pentru că s-au schimbat condiții climaterice. La ora actuală știți că în mai plouă, iar în iulie-august sunt temperaturi de 30-35 de grade. Sunt excepționale pentru vinuri de calitate. Și dacă, de exemplu, în alte zone viticole din România, muscatul otonel au aciditate mai scăzută, 5,2, 4,8, și trebuie făcute corecții, aici la Panciu deja am 5,86, nu e nevoie să-i fac nici cea mai mică, totul este natural. Și vreau să vă spun, muscatul pe care l-am obținut, primul vin, în 2011, în aprilie 2012, l-am trimis la Bruxelles la concursul mondial de vinuri și am obținut medalie de aur. Felicitări! Mulțumesc mult, de fapt! Singura medalie. Nu este sigură. Atunci, de fapt, România, în 2012, a obținut 3 medalii de aur, dintre care 2 le-a obținut Vincon și Cotămâioasă Românească. Domnul director, ce faceți până la urmă ca vinul românesc, care este din ce în ce mai de calitate, să ajungă mai mult și cantitativ, repet, și calitativ, pe masa consumatorilor? Deci, noi avem o echipă de marketing, o echipă de specialiști care lucrează pentru așa ceva. Avem o echipă de vânzări. În plus, avem o echipă de profesioniști, de enologi, și cu toții încercăm nu numai să obținem vinurile și vinuri de calitate, încercăm ca vinul să ajungă și pe masa consumatorilor. Și atunci, noi facem diferite... Eu am făcut lansarea, de exemplu, și la Ambrosio, am făcut lansarea după aceea și la o nouă gamă anul acesta, Egregio se numește, alte 5
5 vinuri care super premium, care sunt pentru retail. Am încercat, retail-ul este cu consumatorii lui, Horeca este cu consumatorii lui și mă bucură să vă spun că prin prezentări de vinuri, prin întâlniri cu presa, prin anumite acțiuni pe care le facem în diferite locații, încercăm să-i apropiem pe consumatori către vinurile noastre și de fapt către vinurile bune din România. Cred că trebuie spus mai mult și despre calitatea și beneficiile pe care le aduce vinul consumându-l și asocierea cu diferite meniuri. Să știți că eu în general fac multe prezentări de vinuri și o fac din inimă, de suflet și îmi place lucrul acesta. Simt și eu acum. Mulțumesc! Și de fiecare dată să știți că încerc să transmit un mesaj și mesajul meu este următorul, că s-au făcut o serie de studii făcute în America, în Anglia și așa mai departe și au demonstrat că cei care consumă vin trăiesc de 4-5 ori mai mult, de exemplu, decât cei care consumă băuturi alcoolice tari, cum este whisky, vodka și așa mai departe. De fapt, să fiu sincer, curba celor care mor în funcție de consumul de vin are formă de U. Adică mor mai mult cei care nu servesc deloc abstinenții și cei care servesc foarte mult. Cei care servesc o cantitate moderată trăiesc chiar mai mult. Și problema este ce înseamnă cantitate moderată. Să știți că societățile de asigurări, de exemplu, din Germania spun 2 pahare pentru bărbați, un bărbat pentru femei. Academia de Medicină din Franța spune 3 pahare pentru bărbați, 2 pentru femei. Cert este că o cantitate moderată de 2-3 pahare pe zi de vin își aduce atât aportul energetic prin alcoolul pe care îl conține, alcoolul natural, dar și aportul benefic. Adică mă refer, vinul conține o serie de componente. Sunt niște vitamine, niște substanțe minerale. O serie de microelemente. Microelemente, acizii organici, polifenori, care joacă rol pozitiv în infarctul miocardic, în ateroscleroză. Deci în prevenirea acestora. În prevenirea acestora, deci pentru sănătatea celui care îl consumă. Vreau să vă mai spun un lucru. Vrancea, să știți că nu prea era cunoscută pentru vinul roșii. În ultimii 7-8 ani am schimbat complet lumea vinurilor roșii din România. Structura soiurilor. Nu, haideți să vă explic un lucru. La ora actuală, să știți, noi cu gama de vinuri roșii Beciu Domnesc avem 6% din piața României și suntem pe locul 1 în România, mă refer la vinuri roșii. De ce? Pentru că s-a schimbat puțin moda vinurilor roșii. Se caută la ora actuală vinuri care sunt mai ușoare, care sunt mai băubile. Nu se mai caută vinurile alea care erau corpolente. Care sunt acele? Colorate. De exemplu, noi avem Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, dar pe o altă tehnologie, iar condițiile climaterice care sunt în Vrancea, în Podurea, Cotești și Odobești, se pretează pentru astfel de vinuri. De aceea și în ultimul timp obținem și medale la mari concursuri mondiale. Vă referiți la vinificarea în alb sau rus? Mă refer la vinificarea la strugurii roșii, la vinificația în roșu. Să știți că am făcut o investiție de vreo 2 milioane de euro în care am luat niște vinificatoare speciale, totul în sistem automat, în care au posibilitatea și de răcire și de încălzire. De încălzire de ce? Pentru că toamna sunt toamne mai reci, temperatură 4, 5, 6 grade și atunci trebuie să le aduci la 17-20 de grade ca să înceapă fermentația. Vinurile roșii fermentează ideal la 25-28 de grade. Problema este cât durează această macerație. Eu sunt școlit un pic la Bordeaux, am fost 2 ani de zile la universitate, am și lucrat în zonă ca enolog de 2 ani de zile și vreau să vă spun că acolo am învățat de fapt câteva lucruri noi și anume poți să-i faci macerație lungă. Noi făceam 3 zile, 5 zile, 7 zile. Poți să-i faci o macerație lungă, adică să stea bobul cu mustul împreună timp de 17-20 de zile. Extrage foarte mult tanin. Vinul la început este astringent, e dur, aproape că nu poți să-l ții în gură. Dar dacă îl treci într-un baric, într-un vas de 225 de litri și îl ții 3-4-5 luni, taninii aceștia astringenți sunt înlocuiți de taninii pe care ia din doaga de ștejar, depun în partea de jos, pătrunde și oxigenul prin porii doagelor, au niște reacții de oxidoreducere, se formează niște componente de genul vaniliei, genul mirodenilor, cafea, scorțisoare și vinul ăla devine moale, catifelat. Și după câteva luni, o jumătate de an, devine extraordinar de bun, din punct de vedere gustativ și calitativ. Așa este. Noi să știți că după aceea îl ținem la sticlă cam un an, 2 ani de zile și așa reușim să obținem vinuri care sunt medalii. Să știți că anul trecut, în aprilie, am trimis un Cabernet Sauvignon de la Ambrosio, tot gama nouă de Horeca și am obținut medalie de aur. M-am bucurat enorm. De ce? Cabernet Sauvignon este un vin mai sălbatic, este un vin un pic mai dur, el dă senzația de forță, de sobrietate. El are o ținută remarcabilă, este cu o culoare așa mai închisă, rubinie, vie, dar la început este destul de ca o vegetație din aia sălbatică, plină de seve. Dar în timp, el devine mai moale, mai catifelat, se echilibrează și duce spre ceea ce preferă consumatorul.
Domnul director, felicitări pentru tot ceea ce ați făcut și faceți și vă doresc mult succes în continuare. Eu vreau să vă mai spun un simplu lucru și eu vă mulțumesc. Mă bucură mult că anul acesta particip la Asociația Degustătorilor și fac parte din familia Asociației Degustătorilor. Și mă mândresc să spun că anul trecut, la cel mai mare concurs mondial de vinuri de la Bruxelles, eu sunt singurul degustător român la care am obținut o medalie deosebită. La Bruxelles, să știți că în 2005 am reușit să obțin ca degustător o medalie de argint în 2006. În 2011 am obținut medale de aur pentru 10 participări, că 20% sunt înlocuiți care dau notele cele mai dispersate, iar în 2013 am obținut marea medalie de aur, am fost 5 degustători din lume, am avut câte 2 probe la toate jurile, s-a creat nota ideală pe baza notării tuturor celor 450 de degustători, după aia s-a analizat nota fiecărui degustător și am fost 5 în lume, printre care și eu, care am obținut această mare medalie de aur. Felicitări! Vă mulțumesc mult și mă bucură, de ce o spun? Eu în general sunt un tip modest și chiar nu-mi place prea mult să vorbesc despre mine, dar mă bucură pentru că fac parte din Asociația Degustătorilor din România, mă bucură că particip până acesta la moment la 20 de ani. Și asta înseamnă o notă bună și pentru ADAR, pentru asociație. Asta înseamnă că noi suntem pe drumul bun, pentru că și alți colegi de-ai noștri fac parte din juriile internaționale și cu asta noi ne mândrim. O nouă tehnologie de furajare a animalelor este lansată acum pe piața din România. În sistemul Agritom se produce masă verde tot timpul anului, indiferent de anotimp. Furajul este produs în containere mobile sau hale fixe. Vă propun un nou tip de furaj obținut prin hidroponie. Fără a folosi niciun fel de substrat sau nutrienți, un amestec de semințe de cereale se pune în tăpi speciale. Se introduc într-un container unde se asigură un mediu controlat. După 7 zile, prin tehnologia Agritom, se obține o masă verde care poate asigura furajarea oricărui animal sau pasăre. În acest fel, puteți avea la dispoziție tot timpul anului un furaj verde, de calitate și 100% natural. Emisiune realizată cu sprijinul Macteșim Agan. Potențialul de producție în pomicultură, să știți că reprezintă o rezervă mare pentru agricultură, dar deocamdată avem probleme pentru că ne lipsește organizarea de piață, adică nu avem niște centre unde, în primul rând, un grup de producători, apoi niște centre unde merele să fie sortate, ambalate și condiționate, de ce nu. Bineînțeles că sub programul special de pomicultură, care intră într-un exercițiu bugetar între anii 2014-2020, să știți că le dă apă la moară și speranțe pomicultorilor, pentru că ei își doresc și speră din tot sufletul reconversia în pomicultură și modernizarea acestui sector să se facă 100% și să aibă numai de câștigat. Domnul Stanciu, ați participat la Conferința Națională a Pomiculturii. Spuneți-ne cu ce gânduri plecați, fiindcă evenimentul s-a terminat. Cu ce gânduri plecați? Am rămas surprins că foarte mulți pomicultori, indiferent de vârstă, că au fost tineri sau mai în vârstă, au fost interesați de treburile tehnice din prima zi, de felul de au fost experți din Polonia, așa cum s-a spus, Belgia, Italia, în care au prezentat programe de fertilizări, programe de problemele de tăiere a pomilor, tineri, mai în vârstă, probleme legate de chiar de pomii care sunt lăsați în paragină, cum putem să îi activăm ca să putem să mai beneficiem de ei câțiva ani de zile. Și, bineînțeles, ultimele noutăți în ceea ce privește fertilizarea, când de multe ori noi fertilizăm mai empiric, ni s-au spus foarte multe chestii în care foarte mulți dădeau din cap, în care spuneau că într-adevăr au greșit, au recunoscut singuri că au greșit și că într-adevăr trebuie să respecte ceea ce ni s-au spus. Dar ce vreau să spun în continuare, că noi ca organizație interprofesională, care pentru mine este cel mai important, este că am avut, pe lângă cele două organizații profesionale din Transilvania, a Mărului și din Moldova, noi am încercat să-i adunăm pe toți cei din sud-est și să-i convingem ca să facem o relație profesională a pomicultorilor din sud-est și după aceea să unim toate cele trei, să facem o relație națională a pomicultorilor pe țară, în care doleanțele lor să fie discutate cu noi și noi mai departe prin Ministerul Agriculturii să putem să rezolvăm și mai ales să profităm de această nouă măsură pentru 2014.
2014-2020, să profităm de acești bani pe care sunt prinși în acest subprogram, pe care mulți n-au înțeles că e diferență mare între fostul 1-2-1 sau 1-2-3, măsura 1-2-1 sau 1-2-3 și acest subprogram de, pentru pomicultură. Acești bani sunt numai pentru pomicultură, deci nimeni nu mai poate să intre în acești bani de cele 320 de milioane care au fost explicat domnul Tănăstie din ce să compun. Deci, care vor fi prioritățile în acest program? Deci prioritățile vor fi înființarea și, bineînțeles, cele vechi, fermele vechi să fie reîmprospătate cu plantații noi sau reîntinerite. Problema cea mai bună, eu zic, este că se caută programe integrate cu depozitare, sortare, ambalare și comerț, în care să scurteze drumul spre cetățean și atunci, automat, prețul, după părerea noastră, va fi mai mic față de ce să fie, față de cel actual. A doua treabă este, sunt sigur că prin trasabilitatea tehnologică se va cunoaște clar de unde provin fructele și lumea știe exact ceea ce mănâncă și, da, exact. Ceea ce este foarte important, mai ales că acum merele și se dau în școli și copiii noștri trebuie să mănânce fructe foarte bune și de calitate foarte bună. Noi, prin, la sfârșitul acestei convenții am făcut o rezoluție prin care am solicitat și au fost de acord aproape 100% au fost de acord cu ea și noi înaintăm Ministerul Agriculturii și Parlamentului României doleanțele pomicultorilor prin noi, ceea ce au prezentat dânsii. Ce anume se dorește exact? De exemplu, sunt mai multe, deci abordare integrală a pomiculturii, pom, căpșuni, arbuși fructiferi, struguri de masă și pepiniere pomicole, ceea ce este foarte important ca sector economic, conexiune cu nevoile mediului rural, cu tradiția specifică a populației și comunității din zonele pomicole. Extinderea viziunii politico-guvernamentale și la preocupări pentru asigurarea consumului de fructe proaspete, acoperirea necesarului de materii prime pentru procesare, încurajarea și stimularea implicării organizațiilor de reprezentare a sectorului în elaborarea politicii sectorial și transferul de tehnici și tehnologii inovative. Da, o serie de probleme arzătoare. Dar spuneți-mi, una dintre probleme pe care eu o văd și cu siguranță sunteți de acord cu mine, va fi asigurarea materialului săditor. Suntem capabili să asigurăm material săditor necesar suprafețelor pe care noi ne dorim să le replantăm? Eu nu cred că institutul nostru încearcă să asigure material săditor românesc, dar eu nu cred că să poată să asigure și nu o să așteptăm. Noi facem parte din Uniunea Europeană, piața este liberă și fiecare este liber să-și aleagă materialul pe care vrea. Dar spuneți-mi, în viitor, pe ce specii va merge România? Nu vorbesc de soiuri, dar măcar ce fructe vom mânca în viitor? Păi dar s-a și specificat de către Institutul Măcireni, a spus clar aici, vor fi ca piersici, caise, mărul pe primul plan și până celelalte, prunul și celelalte care vin din ce în ce cu suprafețe mai mici. S-a făcut un grafic pe total 2014-2020 plantările pe an, cum să meargă, ca să nu să apară o supraproducție sau într-un an să pune mai mer sau numai păr sau numai cireși. Deci se va face un grafic și în funcție de zonarea respectivă se va pune numai în zonă, deci dacă mărul nu merge în sud, nu se va pune măr în sud, se va pune numai în zona Moldovei sau în zona Reghenului și așa mai departe. Deci, sau în zona Mărăcinei, unde merge mărul. Deci nu fiecare plantează ce vrea la întâmplare. Banii europeni trebuie să folosiți cu grijă și trebuie să avem, dacă încolo, cel puțin 15-20 de ani, nevoie. Când va debuta acest program? Noi sperăm că din mai-iunie, dacă cumva Ministerul Agriculturii să țină de cuvânt, să dea drumul la proiecte și din toamnă să înceapă contractarea pentru materialul săitor. Că știți că e o problemă și cu acest material săitor, că nu, el trebuie să aibă cel puțin 2 ani de zile, trebuie să-l cauți. Dacă în România nu există, trebuie respectivii care au câștigat proiecte sau vor câștiga proiectele să-și caute material până în Italia, Olanda, Belgia și așa mai departe. Vă mulțumesc foarte mult! Plăcere! Și acum propun să continuăm plimbarea pe care am început-o săptămâna trecută la Grădina Botanică din București, Dimitrie Brânză. De data aceasta ne vom bucura de bromelii, de cactus, de plante acvatice, de plante suculente, plante provenite din zona tropicală, subtropicală, dar eu propun așa, haide să ne bucurăm împreună de ele. Compartimentul plantelor acvatice și palustre tropicale ne oferă o privire minunată. Nuferi avem aici, o colecție de nuferi pe care am înțeles că îi putem admira în toată splendoarea la vară. La vară, da.
Deocamdată au frunze, dar sunt destul de mici și nu au atins nivelul apei. Dar după luna iunie-iulie ne putem bucura de bogăția de culoare a florilor acestor nuferi. Compartimentul mai cuprinde o colecție de plante aromatice, familia Zingiberaceae, din care face parte ghimbirul, care este mai cunoscut. De asemenea, câteva exemplare de bonsai, câteva plante carnivore, precum și numeroase plante de tipul palmierilor sau alții arbori de zonă din aceasta mai caldă și umedă. Suntem în compartimentul cactușilor și al plantelor suculente. Din ce colțuri îndepărtate ale terei vin? Plantele suculente provin din zone cu climat arid, zone deșertice ale globului. Indiferent în ce regiune a globului pământesc ne aflăm, dacă este o zonă deșertică, vom întâlni și plante suculente și cactus, evident. Cactusii reprezintă o mică parte din plantele suculente. Suculente înseamnă zemoase, plante care acumulează apa în țesuturile respective. Și cactuși, am înțeles că vin foarte mulți din Mexic? Da, sunt proveniți de pe continentul american, America Centrală, America de Sud în special. De asemenea, din Mexic provin și agavele, spectaculoase prin dimensiuni, prin aspectul lor. Sunt foarte multe plante din deșerturile mexicane, de asemenea din deșerturile din America de Sud. Putem adapta o astfel de plantă la condițiile de apartament? Foarte bine, se adaptează. Dar vreau să și crească așa mare cum e la dumneavoastră. Au nevoie de spațiu și de timp, dar au nevoie în primul rând de lumină. Sunt dintre plantele cele mai iubitoare de soare și de lumină. Și dacă avem posibilitatea, în perioada de vară este recomandat să le ducem undeva în plin soare, în aer liber, în grădină. Vorbim puțin despre acest arbore de cauciuc. Arborele de cauciuc e unul din arborii de cauciuc din genul Cynadenium, care face parte din grupul euforbilor, grupul general, caracterizat prin prezența în tulpină a unei seve lăptoase, un latex cu conținut ridicat în cauciuc. Hevea brasiliensis, arborele propriu-zis de cauciuc, din care s-a și extras o bună perioadă de timp cauciucul natural, nu îl avem momentan, dar și acesta conține destul de mult cauciuc. Ce alte specii de plante mai găsim aici în acest compartiment? Aloe, de exemplu, foarte cunoscută plantă de aloe cu proprietăți medicinale. Avem chiar specia aloe vera cu importanță farmaceutică sau cosmetică. Aproape 300 de specii de cactus și găsim aici în seră, care de care mai țepoși, mai frumoși. O să vă rog pe dumneavoastră să alegeți despre care vorbim astăzi, poate cei mai interesanți, mai speciali. Sunt într-adevăr speciali cactușii față de celelalte plante de apartament sau de seră. Și față de cei pe care îi avem noi în apartament, nu seamănă cu niciunul. Unii sunt asemănători cu cei din apartament, ceea ce îmi pare rău că nu puteți să admirați în această perioadă sunt florile. Marea majoritate înfloresc în perioada de vară, când beneficiază de soare foarte mult. Acum puteți admira diversitatea formelor tulpinilor. De exemplu, avem cactus cu tulpini globuloase din genul Echinocactus, asemănătoare cu un mic taburet, dar din păcate foarte țepos. De asemenea, cactus cu tulpini plate din genul Opuntia, numiți popular limba soacrei din cauza formei acestor ramificații. Interesant pentru acești cactuși este rezistența lor chiar la frig. Sunt cactuși de altitudine mare, trăiesc pe continentul american, America de Sud, pe coastele munților, ajung și până la 4.000 de metri altitudine și rezistă chiar la frig. Sunt specii care pot fi crescute iarna chiar la noi, afară, cu o ușoară protecție. De asemenea, interesant sunt cactușii columnari, de obicei din genul Cereus. Sunt exemplare care, la vârste de peste 100 de ani, pot deveni arbori, adevărați arbori de înălțimi 10-15 metri, ramificați, lemnificați. Ai dumneavoastră câți ani au împlinit? În jur de 70-80 de ani, exemplarele acelea mari.
bromelii roz, portocalii, galbene și câte și mai câte culori. Ne spuneți puțin despre ele? Sunt plante foarte interesante, sunt provenite exclusiv de pe continentul american și marea lor majoritate trăiesc ca plante epifite, ca și acele ferici și orhidee, folosesc ca suport ramurile de copaci. Nu au rădăcini foarte bine dezvoltate și au aceste frunze interesante dispuse în forma unor pâlnii în care se acumulează apa din precipitații. Florile lor, deosebite, colorate țipător, atrag păsările sau insectele care le polenizează, dar pentru ele foarte interesant este că odată înflorită, planta nu va mai face a doua oară flori, va fructifica, iar rozeta respectivă va muri și va produce lăstari sau pui jos la bază, care vor crește un număr de ani și vor repeta acest ciclu. Deci ele înfloresc o singură dată în viață, arată așa țipător, colorat. Și cât durează floarea? Florile propriu-zise durează puțin, maxim o săptămână. Sunt micuțe și sunt ascunse în acele cupițe. Ceea ce este colorat interesant sunt niște frunze care protejează inflorescența, bracteile, și care la unele specii pot dura câteva luni, chiar o jumătate de an. Deci avem timp să ne bucurăm suficient, da, de ea, chiar dacă înflorește o singură dată în viață. Da. O bromelie interesantă și pe care, sigur, toată lumea o cunoaște, este ananasul. Deci nu este un arbore, ananasul, este o plantă de talie mică, la fel ca și restul bromelilor, face această rozetă sau pâlnie de frunze. Acest exemplar are țepi pe marginea frunzelor și sunt colorate frunzele, dar este ananas și de culoare verde frunzele respective. Când planta este matură, din centrul rozetei formează un mic fructuleț încă de la început. Florile sunt cărnoase și mici și seamănă gropate strâns cu un mic fruct. Când se coace, el se poate consuma. Se adaptează ușor la apartament? Se cresc ușor în apartament, dar trebuie ținut cont de faptul că nu au nevoie de foarte mult sol. Nu le trebuie vas foarte mare și multe din ele trebuie ferite de razele soarelui, pentru că trăiesc în păduri la nivelul coroanei copacilor, la umbră, și au nevoie și de mai multă umezeală atmosferică decât avem noi în mod obișnuit. Dar se rezolvă prin pulverizări periodice ale frunzelor cu apă. Crotonul este o plantă frumos colorată, frunzele se transformă din verde în roșu-galben. În funcție de varietatea sau de specia respectivă. Și ce îmi place foarte mult, că o putem crește cu mare ușurință în apartament. Da. Dar de cât timp avem nevoie ca să ajungă planta la o asemenea mărime? De cel puțin 10-15 ani. Bineînțeles că se efectuează și tăieri de formare a coroanei. Deci putem să-i dăm o coroană așa cum dorim noi. Da, dar după cum ați și spus, este ușor de întreținut, ușor de crescut și se și folosește pentru decorarea sălilor, camerelor de locuit, se și găsește foarte mult în florării. Cea mai veche seră din țară adăpostește o adevărată pădure tropicală. Trebuie să le spunem telespectatorilor că această seră este construită după modelul serelor din grădina botanică din Liej. Și este considerată monument de arhitectură. Până în anul 2011, această seră a fost închisă pentru vizitatori. Pe parcursul anului 2011 s-a realizat reabilitarea unui corp din sera respectivă și în care s-a amenajat un mic colț de pădure tropicală, în care chiar este ilustrată etajarea vegetației în acest tip de pădure, cu aceste plante de covor care trăiesc la nivelul solului, printre arbori care pot atinge înălțimi de 10, 15, 20 de metri. De asemenea, aceste plante care se cațără pe tulpinile arborilor, aceste epifite, cum sunt orhideele, cum sunt ferigile, diverse tipuri de liane, cum sunt filodendronii, toate aceste specii sunt prezente în pădurile tropicale ale globului. Și în prezent, corpul respectiv se vizitează de către public, este deschis. Și vizitatorii chiar au ce vedea aici, de exemplu, un arbore care are vârsta de 100 de ani. Cel puțin 100 de ani. Este un exemplar din specia Podocarpus nereifolia. Este un conifer, un gimnosperm.
și acum nu are dimensiunile plantei adulte pentru că a fost toaletat în urmă cu 2 ani când s-a făcut reabilitarea. El era mult mai înalt, ajungea chiar în acoperișul cupolei. Suntem lângă un bananier, floarea a trecut, dar au apărut fructele. Chiar s-au copt și o mare parte din ele au căzut. Este adevărat că bananele care se coc și ajung la maturitate în pom sunt mult mai gustoase decât cele pe care le cumpărăm sunt noi? Sunt foarte aromate, foarte gustoase. Din păcate, nu pot fi duse pe piață banane foarte coapte. Este o tehnologie, un anumit protocol, o procedură și ele se culeg verzi, durează până când ajung la consumator. Dar aici avem, într-adevăr, posibilitatea să gustăm bananele veritabile. Vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați primit la Grădina Botanică Dimitrie Brânză din București, pentru că plimbarea a fost foarte plăcută, ați fost un ghid foarte bun și cu siguranță veți fi și pentru telespectatorii care vor veni să viziteze serele de expoziție. Când îi așteptați? Îi așteptăm în cadrul programului nostru de vizită. Sunt zile de vizită, marțea, joia, sâmbăta și duminica, de la 9 la 1 avem deschise corpurile de seră și vă așteptăm cu drag. Mulțumim frumos! Vă invit acum, dragilor, să îl cunoaștem pe unul dintre primii căpșunari care au plecat la muncă în Spania. Să știți că de atunci am mai făcut tot felul de, am mai practicat tot felul de alte meserii, de la faianțar, la bucătar, la lăcătuș mecanic și acum ce credeți că este? Este artizan, pur și simplu. Nu prea este mulțumit cu profesia asta, dar în sfârșit, haideți să ne spună el care este oful. Ne aflăm în cheile Bicazului, într-o zonă minunată, străjuită de pereți muntoși, calcaroși, alături de domnul... Radu Gheorghe. Sunteți de aici, din zona? De la 4 km de aici, mai jos din centrul comunei. Ce ați putea să ne spuneți despre această zonă, cheile Bicazului? Munții sunt mai vechi. S-ar spune că s-a format de când cu potopul, de când s-au fost ape mai mari. Deci legenda spune că aici a fost cândva o zonă vulcanică și ceea ce vedem noi astăzi este rezultatul acestui fenomen. Da, bineînțeles, bineînțeles. Și aici deci nu a fost drum, a fost numai apă, deci nu a fost trecătoare, nimic. Primul care a deschis drumul aici, dar se circula bine puțin, nu era așa larg, se circula doar cu vitele. Cu boi, cai și primul a fost Paleu, unul din Bicaz chei, care a deschis, cum s-a spune, drumul. Zona. Care a deschis de, să se circule. Iar dumneavoastră ați ales această zonă minunată și vindeți produse tradiționale? Tradiție, altele tradiționale, altele le importăm. Asta ce ați ales să veniți aici și cu aceste produse? Pentru că nu este altă șansă. Degeaba am 8 meserii că o trebuie să o prestez pe a nouălea. Am lucrat în construcții, sunt agent de vânzări, sunt bucătar, ospătar, știu să pun grese, faianță în domeniul construcțiilor, orice știu să lucrez. Meseria multiplu, mea de... Multiplu calificat. Da. Și deci aici... Este zona turistică, vin foarte mulți clienți, turiști, acum probabil? Nu vin, începând din lunile, la sfârșitul iunie, iulie și august, atâta merge, în rest... Deci atunci de ce stați aici? N-avem încotro, n-avem altă șansă. Am lucrat și în țări străine și în Spania și... și eu și nevastă mea în 7 ani au plecat, au fost printre primii căpșunari care au plecat din zonă, dar nu avem, ne iese foarte puțin, credeți-mă, foarte puțin ne iese și după câte taxe plătim și impozit și la drumuri plătim și la tunele Brașov, plătim și la primărie, loc pe chirie și nu ne iese mare lucru, dar nu avem încotro, pentru că asta e, nu mai, aici
Acest magazin rămâne unica sursă de venit pentru familia dumneavoastră? Bineînțeles, bineînțeles. Aveți copii? Am două fete, una în Italia. Să vă trăiască. Treștia, mulțumim. Și una în clasa 10-a la liceu din Bicas, oraș. Și reușiți să faceți față cheltuielilor cu ceea ce produceți cu acest magazin? Nu prea reușim. Problema e că am noroc că lucrează și nevastă-mea tot la un chioșc de ăsta, în parcarea de mai la deal. Acolo merge mai bine? Nu merge mai bine, numai că aduci altceva din zona Clujului, patronul din Cluj. Aici suntem, alții sunt din Cluj, alții sunt de la Corund Harghita. Aici, din zonă, din Neamț, numai trei sunt ei. Majoritatea sunt de origine maghiară, de la Corund vin, deși în zona Neamțului. Mă gândesc că totuși, dacă tot mențineți acest magazin deschis, aveți o speranță în el, speranța că vă mai aduce venit. Speranța moare ultima ca în orice ce. Speranța moare ultima ca în orice ce. Spuneți-mi, în perioadele de vârf, atunci când sunt turiști în zonă, ce se vinde cel mai bine? N-aș putea să vă dau ceva anume, dar în special produsele tradiționale, cum arăta cergile, astea, așa, tot ce e făcut de mâna noastră, sau vestuțe. Acestea sunt lucrate de familia dumneavoastră? Bineînțeles, bineînțeles. Astea sunt lucrate de alții, ceva de, în domeniul lemnului, cum arăta. Știți să prelucrați și lemn? Astea, da. Da, știm. Știm. Deci ce putem din ce facem noi câștigăm, ce aducem din altă zonă, din depozite sau din ceva? Nu putem să punem mult adaos din cauza că asta. Doar cum scumpe probabil. Da, sigur, scumpe și banul românului vedeți cum e programat pentru orice ce. Dar spuneți-mi, străinii se opresc la dumneavoastră? Da, în special vara, lunile iulie și august. Cu ce pleacă de la dumneavoastră? Cu prea multe nu pleacă, datorită faptului că criza se simte peste tot. Alții care vin cu bani mai mulți de peste ocean, ar duce, dar nu le permite la avion, bagajul la avion. Și așa, până la urmă, tot românii sunt cei mai buni cumpărători. Dar spuneți-mi, uitați, acum dacă cineva vă privește și sunt mulți telespectatori care vă privesc, ce le-ați spune, cu ce i-ați încânta, ce ar avea de văzut în această zonă? Locurile sunt foarte frumoase, pot să vină cu încredere în zonă. Avem cu ce servim pentru buzunarul fiecăruia, că alții au salarii mai mari, alții mai mici. Bine, dar noi ne limităm la ce are omul de rând. Dați-ne niște puncte turistice și în drumul spre aceste puncte turistice să treacă și pe la dumneavoastră. Ce puncte? Este peștera Munticelu, aici sunt cheile Șugăului, aici este bine, dar sunt trasei mai care deviate, piatra Vitoașului, unde se găsește Floarea de Colț, acolo, și un vârf care se vede atât în zona Neamțului, cât și înspre Călimani, încolo, e un vârf foarte înalt, care multă lume nu-l știe. Multe sunt, n-aș putea să... Sunt peisaje minunate. Da, vârfuri sunt atâtea, sunt potești turistice aici, se face alpinismul, se practică, sunt atâtea trasee, toți munții ăștia, caprele negrele, le pot vedea atâtea și atâtea. Cascada este aici la Bicăjel. E o vale foarte frumoasă, care multă lume încă nu știe, trece pe lângă ea și nu știe că există. Sunt scurtături, poteci, atâtea și atâtea și atâtea. Așadar, niște peisaje minunate, merită să vizitați aceste locuri încântătoare. Iar pe domnul, ne mai spuneți Radu încă o dată, Gheorghe. Pe domnul Radu Gheorghe, eu cred că de astăzi va fi nu doar vânzătorul acestor produse de artizanat, ci ar putea să se transforme și într-un ghid loco pentru această zonă, corect? Este și mai la vale este drum care duce înspre Lapoș. Sunt atâtea stâni care se mănâncă produse ecologice, unii turiști care deviază traseul, dau instantaneu peste ele și
Deci ar avea multe avantaje. Cred că ați putea fi un ghid foarte bun pentru cei care vor trece pe aici și sperăm să vă viziteze cât mai mulți în acest an. Dumnezeu, să dea Dumnezeu cât mai mulți, că fiecare ar vrea și să vadă mai multe, atât cum ne-am dus noi să vizităm Spania, Franța, am fost în Țara Bascilor, am fost în toată Spania, am bătut-o la nord, la sud, din 2002 tocmai, dar n-am reușit să pun un ban deoparte, din cauza că n-am fost cu familia împreună, când a fost nevastă mea, când am fost eu, și la Mandarine, la, am fost la Ebru, la pescuit acolo. Și în final tot în România e mai bine. În final tot în România e mai bine, e puțin, dar ne mulțumim cu puținul care îl câștigăm de aici, că... Este acasă și sunteți împreună. Da, bineînțeles, nu, chiar dacă și aici sunt taxe foarte multe, dar nu reușim noi cu brio să le facem față, dar asta îi ne limităm la cât avem. Și da, punem capul pe pernă seara, liniștiți că suntem acasă. Frate române, codrul tău pe mâini străine, când mai greu pe lume o fost, ți-o da hrană și adăpost. Nu ne vindem țara, nu ne dăm comoara, nu vindem acest pământ, nu ne vindem rostul, pâinea și adăpostul, ăsta e tot ce avem. Și judecați și pământul nu vi-l dați. Nu dați zestrea pruncilor pe mâna străinilor. Puneți voi semințele, măi, și culegeți roatele. Nu lăsați pita și vinul le împartă străinul. Nu ne vindem țara, nu ne dăm comoara, nu vindem acest pământ, nu ne vindem rostul, pâinea și adăpostul, ăsta e tot ce avem mai sfânt. Fir la tine în țară, asta am fi noi frați români, dacă om vin de la străini, că omul fără pământ e
ei un pai purtat de vânt. N-are nicio rădăcină și stă la milă străină. Nu ne vindem țara, nu ne dăm comoara, nu vindem acest pământ. Nu ne vindem rostul, pâinea și-a de postul, ăsta-i tot ce avem mai sfânt. Casa și pământul, că nu știi și aduce vânătul. Casa vă adăpostește și pământul vă hrănește. Locul în care v-ați născut nu-i de dat, nu-i de vândut. Cât ar fi prețul de mare, ăstea nu sunt de vânzare. Nu ne vindem țara, nu ne dăm comoara, nu vindem acest pământ. Nu ne vindem rostul, pâinea și-a de postul, ăsta-i tot ce avem mai sfânt. Lucrările agricole de primăvară se apropie cu pași grăbiți. Nici campania agricolă de recoltată acestui an nu este departe. CLAS este din nou aproape de dumneavoastră cu o super ofertă de finanțare. Întreaga gamă de utilaje CLAS o puteți achiziționa cu o dobândă de 4,4%, prima rată în decembrie 2014, avans negociabil, consultanță gratuită. Pentru dumneavoastră, accesați această ofertă valabilă până în 31 martie 2014 prin contactarea rețelei de dealer autorizați CLAS din România. Mult succes! Știți cum se spune la carte? Trebuie să trăim în armonie cu natura. Și eu zic că trebuie să trăim în armonie cu noi înșine, nu-i așa? Asta înseamnă că trebuie să fim informați și să știm cu exactitate ce trebuie să mâncăm în fiecare anotimp. Păi dacă tot este primăvară, dragii mei, eu zic că trebuie să renunțăm la carne și specialiștii spun că ar trebui să facem o detoxifiere a corpului, adică să mâncăm mai multe verdețuri. Știți, leurdă, spanac, ceapă verde, untișor. Vom vorbi astăzi despre detoxifiere și domnul Gheorghe Mencinicovski va fi specialistul nostru care o să ne îndrume cum să facem să ne fie mai bine în primăvara asta. Domnul profesor, iată că a venit primăvara și toată lumea se întreabă cu ce trebuie să pună mai întâi pe masă. Se știe că la schimbarea de anotimpuri și organismul suferă unele modificări, să spun așa, fiziologice. Cu ce ar trebui să începem în primăvara? Ce ar trebui să consumăm cu prioritate? Cu toții cunoaștem că primăvara, de altfel și toamna, sunt anotimpuri în care bioritmul nostru se schimbă. Sunt acele anotimpuri de tranziție între vară,
cu excesele ei de căldură și iarna cu excesele ei de temperaturi negative și umiditate. De-a lungul miilor de ani în care a evoluat și s-a cristalizat specia umană, organismul nostru a învățat că în aceste perioade de tranziție anumite alimente sunt cele mai benefice pentru sănătatea lui. Dacă în perioada anotimpului rece am consumat în special mâncăruri grele, mâncăruri care conțin grăsimi, care sigur conțin carne grasă uneori, că anotimpul rece și cere lucrul acesta, primăvara ar trebui să stimulăm organismul în a se detoxifia de toți acei metaboliști care s-au născut în perioada iernii. Și natura ne ajută. Dacă ne uităm, primăvara apar o serie de alimente, în special de legume, de natură vegetală, de natură vegetală, care vin în întâmpinarea nevoilor organismului nostru, fiziologice ale corpului nostru. Haideți să ne gândim puțin că apare leurda. Leurda este usturoiul sălbatic. Și împreună cu usturoiul și ceapa, care fac parte din familia aliaceelor toate, da? Sunt alimentele care au cea mai mare, dacă vreți, acțiune împotriva virusurilor, datorită unei substanțe fitoncide naturale, alicina, și care se naște prin lezarea țesuturilor acestor legume. Fie că e vorba de leurdă, de ceapă, de usturoi, sigur că apare și ceapa aceasta trufanda, ceapa de arpagii, care... Și să nu uităm urzicile crude, să nu uităm spanacul. Nu le uitam, dar m-am focusat puțin și am insistat puțin mai mult asupra leurdei, pentru că de multe ori este uitată. Leurda nu se cultivă, leurda crește în mod natural și a trebuit să fim atenți să nu distrugem complet zonele în care ea crește, pentru a avea... Din compoziția floristică a zonelor, sigur, respective. Sigur, da. Așa cum spuneați dumneavoastră, sigur, apare urzica. Urzica este o minune, dacă vreți. Am putea discuta foarte mult despre urzică. Este, ca și leurda, o legumă cu virtuți de detoxifiere nebănuite, extraordinare. Urzica este o sursă foarte bună atât de substanțe care au acțiune de fluidificare a sângelui, dar și substanțe care au acțiune de coagulare a sângelui și tocmai păstrează fluiditatea fiziologică normală a sângelui, lucru foarte important primăvara. Urzica, așa cum spuneam, este foarte bogată în substanțe antiplachetare care subțiază sângele, să ne exprimăm mai clar, și vitamine de tipul vitaminei K, care intervine în coagularea sângelui. Dar urzica are foarte multe alte substanțe, unele chiar nedescoperite, cu acțiune detoxifiantă. În special, ea este foarte importantă pentru curățarea sângelui, pentru detoxifierea ficatului și a rinichilor, pentru că este și diuretică. De asemenea, este un remineralizant excepțional și un vitaminizant excepțional. Este o sursă foarte bună de potasiu, care în dieta omului modern practic este foarte deficitar, și apare excesul de sodiu, și de aici bolile acestea ale civilizației moderne, care încep cu hipertensiunea arterială precoce și după aceea cu bolile cardiovasculare. Spanacul. Spanacul, sigur, el a intrat, dacă vreți, așa, într-un fel de mit, nu? El este bogat în fier, dar urzica este și mai bogată în fier, ca să-l comparăm. În schimb, spanacul are foarte mult magneziu. Și el un macroelement extrem de important și mai mult acid folic. Acidul folic este din nou important în metabolismele care țin de sănătatea inimii și în special, dacă vreți, de ceea ce astăzi nu se constată foarte des, o creștere a colesterolului sanguin, în special a celui rău, de asemenea o glicare a hemoglobinei, care este un marker foarte important pentru a ne arăta nouă că suntem expuși sau chiar suntem bolnavi de diabet sau boli cardiovasculare. Spanacul chiar
este foarte indicat. Și vedeți, spanacul poate fi consumat crud. La noi este mai puțin obișnuit acest lucru. Ca o salată. Ca o salată. În afară, ca să mă exprim așa, sunt foarte obișnuite salatele din baby spanac, să-i spunem, deci fructele acelea crude, da, și chiar sunt foarte, foarte sănătoase. Spanacul poate fi foarte bine combinat cu urzicile. Urzicile foarte bine și spanacul cu leurda. Se poate face o combinație cartofi noi cu urzici. Este un piure de cartofi noi cu urzici. Este delicios și în același timp este sănătos. Și sănătos și sățios. Pentru că știm cu toții, tuberculul de cartofi este foarte bogat în glucide, în amidon. Și amidonul nativ cedează lent glucoza, deci este foarte bun pentru a ne menține energia în timpul zilei, chiar atunci când avem nevoie de ea, cât mai mult posibil. Da, vă mulțumesc foarte mult. Iată câte posibilități există în toate anotipurile, până la urmă, de a ne hrăni cât mai sănătos. Pentru că, așa cum spunea domnul profesor Mecenicovski, nu odată suntem ceea ce mâncăm. Coreenii folosesc un sistem de încălzire al răsadnițelor foarte economic și foarte performant. Astfel, pentru o seră de 3200 de metri pătrați, să știți că plătesc lunar doar 500 de lei. E, un preț bun, nu-i așa? Temperatura este constantă, ea poate fi modificată în funcție de temperatura de afară, în funcție de stadiul de dezvoltare al plantelor din seră, ceea ce noi nu putem obține dacă încălzim aceste sere cu centrale pe lemne sau centrale cu gaz. Haideți să vedem ce avem noi de învățat de la Coreea. Bună ziua, dragii mei! Astăzi vreau să vă arăt cum poate fi rezolvată problema încălzirii răsadnițelor. Și o să rog pe doamna Nicoleta Stoian, care este lângă mine, să-mi spună despre ce sistem vorbim. Avem un sistem pe curent electric, cu termostat și cu cablu electric în sol. Deci încălzire la sol, cum s-ar spune, în substrat. Noi aici avem cablu electric în sol. Chiar în această răsadniță, da, da, se văd aceste rânduri și de legume, dar par a fi trase niște fire pe dedesubt. Da. Așa este, sunt, avem, se și văd în laterale. Da, se văd în laterale. Avem cablu în pământ. Da. El poate încălzi până la 40 de grade, dar noi nu avem nevoie de 40 de grade pentru răsaduri. Îl reglăm, deci el are termometru, termostat, îl reglăm în funcție de ce temperatură dorim noi, ce cultivăm. Uh-huh. Putem obține 25 de grade, 30. Ce avem aici în această răsadniță? Aici avem răsadul de vânătă. Da. Și el e produs numai cu acest sistem. Deci, vedeți, avem și niște arcade peste mesele acestea. Seara punem folia peste mese și la alegerea oricărui, eu știu, producător, poate să mai pună și un agril peste noapte, dar noi punem decât folie și se păstrează o temperatură foarte bună. Deci nu mai și folosim constantă. Constantă, da, ceea ce cu lemn nu putem obține, sau cu o sobă temperatura scade sau crește. Deci e adevărat, cu sistemele tradiționale, clasice, pe care noi le cunoaștem deja, încălzirea pe bază de lemn, nu? E mai costisitoare și centralele electrice sunt problematice pentru că necesită și o persoană, nu? Un angajat, deci care să tot bage lemn. O persoană care trebuie sobă? Să fie permanent, un lucrător 24 permanent. 24 și atunci obținem 30 de grade, un 15, deci e fluctuabil temperatura. Da, ceea ce ar putea compromite cultura, da, corect? Da. Deci cu acest sistem avem o temperatură constantă, putem regla după aceea o temperatură optimă pentru vegetație, deci dacă a încolțit sămânța, după aceea putem micșora temperatura, ceea ce la soba cu lemn nu putem să controlăm. Deci nu se poate controla temperatura făcută, căldura făcută cu un alt sistem.
Deci acesta este special pentru răsaduri. Noi am produs și anul trecut cu acest sistem și anul acesta, deci producem fără un alt sistem de căldură. Și vedeți că e un solar mare, mesele, altceva nu avem pentru încălzire. Decât acest ce sistem. Ce consum de energie presupune acest sistem? Eu am făcut un calcul, că întotdeauna, știți, agricultura nu e chiar foarte bănoasă. Și trebuie să-ți faci un calcul, să ieși totuși. Corect, tocmai de aceea vă întreb. Foarte mari. Eu am făcut și cu lemn. Și am ajuns la aceeași consum. Deci, dar acum, diferit de ce de lemn, produc mai mult răsad. Deci consumam înainte cam de 500 de lei pe lună lemn și plus că nu obțineam temperatura care trebuia. Acum consum de 500 de lei curent electric, dar am o temperatură constantă și produc dublu de răsaduri. Deci, ceea ce este grozav. Da, da. Deci înainte produceam într-un solar mai micuț, nu suprafața aceasta și avem, deci e opțional ce vrei să, răsadniță mare, răsadniță mică, aparatul acesta merge cu 15 metri pătrați, deci putem face 15 metri pătrați de răsadniță, 24, deci putem să mai adăugăm și încă după aceea 36. Deci putem produce, deci în funcție de ce ne dorim, da, putem adapta, da, sistemul. Da. Acum, pentru ce aveți dumneavoastră aici, câte aparate sunt un în funcție? Un singur aparat pentru conectat la, la deci toate aceste mese. Deci sunt conectate cablu la un singur aparat. Da, da, avem cablu în toate și un singur aparat care funcționează pentru tot ceea ce vedeți dumneavoastră aici. De unde a fost achiziționat acest aparat? Aparatul a fost adus de domnul Lee din Corea, de Sud. Dânsii așa își produc răsadurile. Deci îl mai folosesc pentru cultura de căpșuni pentru perioada de iarnă, pe mese, ca să scoată o cultură mai timpurie de căpșuni. Da. Deci căpșuni în solarii, nu în câmp liber. Și dânsul, făcând agricultura aici, prima dată a adus pentru noi. Și văzând clienții care vin să viziteze solariile noastre, au văzut la noi și vor și dânsii să achiziționeze așa ceva. Bun, deci vindeți sistemul. Da, da, îl avem la vânzare. Extraordinar. Da, succes deci, pentru în activitatea dumneavoastră. Felicitări pentru ceea ce faceți. Ați venit cu inovații foarte interesante pentru România. Mulțumim! Să știți că îngrijirea plantelor de primăvară nu este un lucru atât de dificil cu o informare în prealabil. Eu vă vând un pont, să știți. Dacă ați primit acum de sărbătorile de primăvară, de 8 martie, să spunem, niște zambile și floarea a trecut, să nu aruncați bulbul, pentru că el trebuie replantat, dar trebuie să vă grăbiți, să nu-l țineți mult în cel de plastic în care a fost cumpărat și trebuie replantat, cum spuneam, într-o glastră sau în pământ, pentru că anul viitor ea va înflori din nou și o să ne bucure din nou. Să știți că florile de primăvară au și ele nevoie de fertilizare, de apă, de o revigorare, ca și noi oamenii, nu? Eu am stat de vorbă cu o specialistă și m-a învățat ce trebuie să fac în așa fel încât să mă bucur pe de-a întregul de frumusețea florilor de primăvară. Te sărut, draga mea! Adriana, mulțumesc! Să-ți mulțumesc că m-ai primit în colțul tău de rai. Eu îți ofer niște flori. E penibil să oferi flori celor care cultivă flori. Nu, eu sunt foarte fericită că primesc flori. Da, dar știi, mie nu-mi plac florile astea tăiate, recunosc. Da. Dar uite, vine primăvara și atunci când miroși, parcă îți vine să mai trăiești încă mult, mult timp de acum încolo și îți vine să iubești tot timpul florile astea. Da, dar le putem păstra și în vază mai mult timp. Da, mă înveți tu? Da, cum? Sigur că da. În apa în care noi o să le așezăm în vază, punem puțin Sprite. Da, este un foarte bun conservant pentru florile tăiate. Acum eu recunosc... Dacă nu, sare de lămâie, helas, tot felul de aspirină. Acum, știi că eu, fiind un trandafir, tot timpul mă întreb, domnule, de ce când cumpărăm trandafiri din florărie sunt atât de frumoși și cum i-ai adus acasă, au murit? Crezi că nu iubim prea mult sau nu știm să-i păstrăm sau nu știm ce se întâmplă? E o știință, te rog, e un secret, spune-mi. Da, e un secret în mod deosebit legat de temperatura, oscilațiile de temperatură. Uh-huh. De la magazin, pe drum acasă și după aceea în camera respectivă. Aș spune că principalul factor este temperatura. Dar la fel, cu Sprite,
Da? Dacă ajung acasă și văd că tinde să plece ușor căpuțul, mă duc, îl așez culcat, da, dau cu apă pe el, îl las câteva minute, se hidratează, după care vin, fac o tăietură la codiță și îl așez în spray. Doamne, câte lucruri ar mai trebui să învățăm. Și ne bucurăm și de florile tăiate. Da, de ce nu? Sigur că da. De dar îmi promis nu? Că mă înveți data viitoare. Sigur. Și să mă înveți și cum cultivăm, cum plantăm bulbii de primăvară, pentru că recunosc la mine în grădină mulți dintre bulbii pe care am plantat nu au ieșit și nu au înflorit. Și la ora actuală, deși în grădină încă n-au ieșit florile de primăvară, noi ne putem bucura de ele în apartament. Să spun un secret? La mine ghiocei. Da, în grădină, da, sunt convinsă. Așa, ghiocei, da. Dar zambiluțele, narcisele mai durează. Uh-huh. Dar în apartament le putem avea cu floricică. Sunt plante perene care cresc de fiecare. Trebuie scoase din când în când? Da, din când ca în și la lelele, nu? O să-ți povestesc bine. Toată tehnologia acum ce facem? Asta. Hai să vorbim puțin de... și aici ce este? Aici este sunt bulbii de zambile. Deja plantați. Deja plantați, încă din toamnă. Asta spuneam că trebuie să le avem cu floare în perioada asta în apartament. Atunci, o să mai vorbim, nu, despre asta. Dar, sigur, știi că nu pot să mă abțin să nu te întreb de ce bulbul este în afară și nu este în pământ așa cum am învățat noi că se pune foarte, foarte bine că m-ai întrebat. Plantele de apartament, deci bulbii care vrem să-i ținem în casă ca să-i forțăm mai repede, ei se plantează la suprafață. În apartament, în cameră, mie nu-mi îngheață. Plantați în grădină afară, eu trebuie să-i acopăr cu pământ, mai vine și puțină zăpadă, el nu îngheață, stă acolo căldurică până în primăvară. Cum e mai bine să punem un bulb în casă sau în grădină? Pentru el cum e mai bine? În grădină. În grădină, cine are grădină, dar eu nu am grădină, așa că trebuie să fac asta fie în seră, fie în cameră. Important e să ne bucurăm și să le dăm, oferim dragoste. Absolut. Și eu cu dragoste ți-am oferit florile, dar acum oferim și tu niște informații despre... Hai să vedem ce vrei să Eu vreau așa, acum, astăzi, vreau să vorbim despre plantele de interior. Să alegem, nu știu, ce vrei. Astea sunt curând petunile, va veni, nu? Da, curând va veni sezonul lor și trebuie să știi că să dacă îmi place ceva, este că țăranul, omul de la oraș, din ce în ce mai mult arată că iubește florile, pentru că văd fiecare balcon și eu știi ce m-am gândit, Carmen? Că dacă fiecare om și-ar pune la balconul blocului lui, casei din blocul lui, o floricică, oamenii și viața ar fi mult mai frumoasă. Așa este. Și ar fi mult mai multă bucurie în jur, mult mai multă veselie. Peste tot în străinătate unde am fost există o bucurie în a privi florile, e o întrecere tot timpul între oameni. Eu aș face, dacă aș fi primar, asta aș face. Domnule, aș face un concurs, cum era la mine la țară, cine mătură șanțul, cine dă cu varul pe pomi. Eu aș face un concurs la sat și peste tot în oraș, dacă aș fi edil. Cine are cel mai frumos balcon? Cine are cea mai frumoasă curte? S-a făcut foarte frumos în oraș. Asta e un lucru bun. Asta este o petunie pe care voi ați plantat, ați răsădit-o aici. Ea a fost mititică, prima dată a fost pusă la înrădăcinat, un butaș, a făcut rădăcinuță. Stai puțin, butașul a răsărit dintr-o semânță pe care voi ați... Absolut, prima dată am semănat. Ați semănat-o, da? Sigur că da. A crescut plantuța, aceasta s-a repicat, pentru că e micuță și semănătura e foarte deasă. E foarte fragilă. S-a repicat, sigur că da, s-a îngrijit, după care s-a transplantat în ghivecel. În momentul în care a format un balot de pământ, s-a venit cu el și s-a plantat în ghiveciul mai mare. Are nevoie, petunia în general are nevoie de spațiu mare de nutriție, ca ea să crească mare, bogată. Aceasta este surfinia, cea este care curge o fericire foarte... și o bucurie să ai așa o floare lângă suflet, lângă Dar putem să plantăm și în jardiniere, nu doar în vase suspendate, așa cum am făcut noi. Deci în jardiniere, în orice ghivecel. Este pretențioasă? Dorim. Adică ce ar trebui, dacă aș avea o în casă acum, ce ar trebui să atenție, îi ofer? Atenție că în casă, în general, este un aer mai uscat. Da. Ea are nevoie de mai mult aer. Ea fiind plantă de vară, are nevoie și de aer. Ori în casă, temperatura dată de calorifer sau, eu știu, o sursă de încălzire, usucă.
Da, da, da. Deci are nevoie, aș spune, de un balcon unde nu îngheață. Da, știi ce avem noi nevoie și cei care ne urmăresc acum? Noi avem nevoie ca voi, care știți să le creșteți, să le creșteți și noi să venim primăvara și să le luăm deja... Și noi ne bucurăm când avem crescute și deja mari, da, ca să le punem pe balcon, să le atârnăm așa și apoi ele să crească absolut dumnezeiesc, aproape până la pământ. Sunt extraordinare. Da, da, da. Sunt și se umplu de flori, da. Absolut. Și am înțeles că floarea trebuie luată când se usucă, trebuie luată, cu codiță, cu tot, de la pețiol, așa? Da, da. În primul rând este un lucru estetic. Uh-huh. Deci cu florile acelea deja ofilite, planta nu mai este atât de estetică ca atunci când o curățăm. Da? Și noi, doamnele, ne ducem și ne aranjăm, nu? Așa și florile. Da, sigur. Acum văd că deja voi aici aveți foarte multe mușcate, mușcate române. Eu când zic mușcată românească, spun mușcata care nu e curgătoare, care mușcata dreaptă, este, zonală. Care o punea bunica în fereastră, mușcata din fereastră, vă amintiți, așa. Da, mușcata zonală, îi așa? Spunem noi. Văd da, că deja înflorit, sunt extraordinare. Da. Dragii mei, este extraordinar aici. Mm. Așa. Și mușcate curgătoare. Deci acestea sunt mușcate curgătoare, uh-huh. Combinate cu plectrantus. Sunt un pic mai pretențioase decât cele zonale. De un ce? Pic. De ce? Pentru că au și o creștere mult mai au fost aclimatizate? Mai mare. Da, 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 da. Da. Sera le ajută foarte mult în perioada asta, până în momentul în care ele se plantează afară. Uh-huh. Ceea ce e foarte greu să obții, dar nu imposibil, în apartament. Și când spun apartament, de preferat ar fi undeva balcon și nu pe vaz unde e calorifer și încălzește foarte tare. Deci o zonă cu ceva mai multă lumină și un pic de aer. Spre deosebire de cea zonală care poate să suporte în perioada asta o cantitate de lumină mai joasă ca intensitate, mm-hmm, față de mușcata curgătoare. Din punct de vedere al apei, ea este mai iubitoare, deci cea curgătoare ceva mai iubitoare față de cea zonală. De apă. Da, e mai iubitoare de apă. Acum, iarăși vin și zic, nu pot să nu spun că am primit tot felul de sfaturi cum să am grijă de mușcatele mele. Da. Mușcatele mele sunt ca și copiii mei, iubesc, au nume, dacă tu îmi oferi o floare, poartă numele tău și așa mai departe. Mai, mi s-a spus că la un moment dat că ar trebui toamna să le tund și să întorc ghiveciul cu fundul în sus și să-l las pe pământ, că ele vor rezista. Mai am făcut așa, nu mi-au rezistat. Mm-hmm. Apoi mi-au spus, atunci eu am luat așa câte un lăstar de aici și l-am pus în pământ pe balcon, pentru cei care au balcoane închise, și eu le pun așa, fac o mică seră mică și le pun acolo în pământ. Unele mi-au ieșit, altele nu au ieșit. Nu, dar și în seră nu toți butașii înrădăcinează, adică mm-hmm, există o pierdere. Da. Am crezut că... Nu, și mă contează foarte mult și gradul de maturitate al lăstarului. Deci nu luăm ceva foarte crud, cum ar fi porțiunea de vârf, da? O să luăm cu dar nici foarte, maturitate, dar nici foarte lung. Da. Evident, se dau bobocii la o parte. Uh-huh. O să-ți povestesc de asta, este mai mult de povestit, dar poate se poate face. O emisiune specială sigur pentru mușcate, pentru că sunt foarte frumoase. Sigur că da. Și ți-e teamă să nu bagi lumea seamă, că am trăit cu tine în casă și nu mai văd o frumoasă. N-aveam tine și odihnă, neguță din a ta vină. Ține-mi casa ca o floare, tu
n-aveam nicio alinare. Cât era ziua de mare. Acum e că lumea vede, lumea vede și mă crede. De mă ții ca pe o lumină, ca pe o floare în grădină. Că nu-i lege să te lege, de cine nu te înțelege. Și nu stă micuță dragă, că nu-i lege să te lege, de cine nu te înțelege. Și nu stă micuță dragă, nu stă într-un om lumea întreagă. Ei, și cam atât pentru astăzi, dragii mei. Sper că nu vă pare rău. Nu vă pare rău că am fost împreună în această după-amiază. Mă bucur de fiecare dată că sunt alături de dumneavoastră și sper că și săptămâna viitoare o să fim împreună. Vă doresc să aveți o săptămână frumoasă, să vă bucurați de fiecare clipă, să vă lumineze Dumnezeu la minte, la trup și la suflet și să nu uitați că lumea satului este și lumea noastră, să știți. A mea, a ta, a ta, a ta, oriunde ne-am afla. Doamne ajută!